primul centru de arte marțiale din Transilvania a fost inaugurat sâmbătă la Cluj-Napoca, în Piața Gării. Iubitorii de kickbox sau de jiu-jitsu se vor putea antrena cu profesioniști din domeniu și vor putea beneficia și de consultanță în ceea ce privește nutriția. Unul dintre antrenorii centrului de arte marțiale este fost medaliat cu aur la campionatele scandinave de jiu-jitsu brazilian. Suedezul Ola Peterson va sta 3 ani în Cluj, timp în care se va antrena cu cei care vor să învețe brazilian jiu-jitsu. Acesta dorește, alături de fondatorul centrului, să dea un impuls celor care vor să facă sport și să ducă un stil de viață mai sănătos. Ce pot să găsească clujenii la Tengo? Poate să găsească antrenamente foarte bune de calitate, de kickbox, box tailandez, jiu-jitsu brazilian, autoapărare pentru copii și suntem în tratative cu diferiți instructori de arte marțiale mai tradiționale, gen tai chi. Cei care vor trece pragul centrului de arte marțiale vor avea parte și de consultanță în ce privește nutriția. Specialiștii spun că acest cabinet se adresează sportivilor care au un organism supra-solicitat, dar și celor care vor să aibă o alimentație sănătoasă și echilibrată. Noi promovăm un stil de viață sănătos care implică atât o alimentație sănătoasă, echilibrată, atât cantitativ cât și calitativ și, bineînțeles, implică și sportul, pentru că oferim toate aceste lucruri. În ceea ce privește cabinetul de nutriție, putem să le oferim consultanță atât pentru persoanele care sunt sănătoase, dar vor să-și mențină starea de sănătate, cât și pentru persoanele cu diverse patologii, de exemplu hipertensiune, colesterol, pentru că prin dietă aceste patologii se pot ameliora, să spunem așa. Foarte fain. Eu cred că este unicul centru de arte marțiale din Cluj, la așa un nivel de înalt și la așa, cum să spun, în secolul 21. Este foarte fain. Ai să vii la Tengu în fiecare zi? Păi asta fac de vreo 2 ani jumătate. În fiecare zi o să vin. Practici astfel de sporturi zilnic? Da, este o pasiune pe lângă jobul meu, că mai lucrez și ca tehnician dentar, deci se cam bat cap în cap.